La nivelul județului Călăraș, până la ora închiderii secțiilor de votare, au fost înregistrate 4 sesizări referitoare la posibile fapte care au legătură cu procesul electoral, iar ca urmare a verificărilor efectuate, acestea nu s-au confirmat. De asemenea, au fost înregistrate 8 incidente în context electoral, 5 dintre ele s-au confirmat fiind aplicate 5 sancțiuni contravenționale, 2 nu s-au confirmat și a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals și uz de fals, urmând a se propune soluție prin parchet. Din punct de vedere al ordinii publice, pe parcursul votului nu au fost înregistrate incidente majore. În cele 12 ore de la deschiderea secțiilor de vot nu au fost semnalate probleme deosebite din punct de vedere al ordinii publice. Au fost înregistrate 4 sesizări referitoare la posibile fapte care au legătură cu procesul electoral, iar ca urmare a verificărilor efectuate, acestea nu se confirmă. De asemenea, au fost înregistrate un număr de 4 incidente în contextul electoral. 2 s-au confirmat, fiind aplicate 2 sancțiuni contravenționale în valoare de 4.500 de lei, iar 2 nu s-au confirmat. Suntem în continuare la datorie pentru ca procesul de vot să desfășoare ca și până acum în condiții de siguranță. După încheierea votului, efectivele MAI vor rămâne în dispozitiv pentru a asigura protecția transportului către biroul electoral județean, a buletinelor de vot și a celorlalte materiale rezultate în urma votării.